De ce să nu plantăm roșii de dimensiuni foarte mari? 30, 40, 50 de centimetri. Bună ziua și bine v-am regăsit. Astăzi vom vorbi despre dezavantajele plantării tomatelor foarte mari, foarte înaintate în vârstă, cu etajul primului rod deja format, sau spre înflorire, de ce nu este bine să plantăm tomate, răsat de tomate foarte mare, în dimensiuni sau de zile. La plantare se va manipula foarte greu și există riscul să se rupă trunchiul plantelor. Planta se va lemnifica și va avea o circulație a sevei foarte greoaie. Planta va produce fructe de calitate foarte proastă, de dimensiuni mici, va pierde flori. Frunzele se vor îngălbeni, se va crea un dezechilibru în întreaga plantă, distanța între etajele de rod va fi foarte mare. Plantele vor rămâne subțiri, nu se vor mai îngroșa, vor rămâne anemice, va avea o producție tardivă. Fructele tomatelor vor avea un gust foarte prost sistemul radicular va fi unul foarte slab dezvoltat. Planta va reacționa foarte greu la anumite îngrășeminte foliare sau radiculare. Planta va produce puține fructe la fiecare rod, aproximativ 3-4. Etajele superioare se vor usca din cauza fluxului insuficient din interiorul plantei, datorată lemnificării trunchiului plantei. Acesta a fost filmul de astăzi. Dacă v-a fost de folos, nu uitați să vă abonați la canal. Nu uitați să apăsați butonul de like și nu uitați să apăsați butonul acela de clopoțel cu opțiunea al sau toate pentru a fi notificați atunci când vă anunțăm că am postat un video. La revedere!